Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vorbim azi despre religiile în India și societatea antică și medievală. India a fost și continuă să fie o societate plurală în care coexistă oameni din diferite grupuri etnice și crezuri. Foarte variată din punct de vedere geografic, e o regiune extinsă, presărată cu văi mari, cu râuri și multipli afluenți care hrănesc un pământ foarte fertil și plin de bogății, în special în câmpia fertilă, creată de bazinele combinate ale Gangelui și Indusului. Pe de altă parte, există și jungle neospitaliere, munsterpi și deșerturi practic inaccesibile, dar aproape toate aceste colțuri sunt locuite de diferite grupuri etnice și culturale. Poziția sa de răscruce de drumuri între diferitele sfere culturale care înconjoară subcontinentul a făcut ca de-a lungul istoriei să pătrundă multitudini de popoare și influențe violent sau pașnic, ceea ce caracterizează multe dintre aspectele sale. Această diversitate e notabilă dacă observăm, de exemplu, varietatea lingvistică. Sunt aproape 2000 de limbi și forme de dialect pe întreg acest teritoriu, dintre care aproximativ 20 alcătuiesc principalele limbi cu un anumit statut oficial în stat. În această bogăție se poate observa cum India e într-adevăr un conglomerat de o multitudine de tradiții culturale. Influențele constante, atât străine cât și locale, au produs un univers vast de credințe și idei în care diferite crezuri s-au amestecat. Religia este esențială pentru înțelegerea Indiei și a trecutului său, structurând însăși bazele societății, deși este un domeniu greu de înțeles pentru alte orizonturi conceptuale precum al nostru. Sunt cei care ar considera că sunt atinse aspecte iraționale ale unei culturi exotice, afirmând că India e excesiv de descentralizată din punct de vedere religios și doctrinar în comparație cu religii precum cea creștină sau musulmană. Din acest motiv, nu trebuie să uităm de spiritualitatea înaltă a acestor tradiții și relația lor intimă cu filozofia, cu care aproape că nu există nicio diferență. De asemenea, nu există o unitate care să reunească diferitele crezuri ale acestui teritoriu, ceea ce explică parțial tensiunile și conflictul constant care există, dar dacă există vreo legătură între ele, este coexistența geografică de-a lungul istoriei Indiei. Europenii secolului al XIX-lea, confruntați cu vastitatea lumii religioase indiene, au inclus în mod eronat această realitate complexă în același termen, hinduism, deși tradițiile care acceptă dharma, ordinea care își asumă anumite legi universale tradiționale și primatul vedele, principalele texte sacre ale Indiei. Aceste curente sunt calificate din hinduismul vedic sau astica, drept neortodoxe sau nastica, care ar putea include, printre alții, budiștii, jainii și sikhii, care urmează unele dintre doctrinele vedice, dar nu acceptă autoritatea acestor cărți și principalilor interpreți brahmani. Alături de aceste două grupuri mari și eterogene, care bine ar merita numeroase volume pentru o analiză aprofundată, apar religiile exogene, care au fost introduse cu mai mult sau mai puțin noroc în subcontinent. Cel mai notabil este fără îndoială islamul, a doua religie din regiune, urmată de o prezență mult mai mică a parsilor zoroastrieni sau a creștinismului. Antichitatea în India, Valea Indusului și Vedele. Dezvoltarea religioasă a Indiei datează din timpuri preistorice, astfel că originile sale sunt confuze, practic necunoscute. Rădăcinile sale principale sunt în două elemente, tradițiile dravidiene și vedele. Prima dintre acestea e legată de cultura din Valea Indusului, prima mare civilizație Indiei și anterioară sosirii popoarelor ariene de origine indo-europeană. Cunoscut în principal pentru marile orașe Harappa și Mohenjo-Daro, până în mileniul 2 înainte de Hristos, aceste popoare au dezvoltat o societate considerabil urbanizată în văile indo-gangetice. Deși iconografia acestui popor era foarte bogată și caracteristică, textele lor cu scriere proprie sunt încă nedeșifrate și nu există nicio certitudine cu privire la originea lor, în timp ce majoritatea interpretărilor rămân teorii. Această cultură a fost considerată ca fiind nucleul popoarelor dravidiene actuale, azi locuiesc mai ales în sudul subcontinentului. Al doilea e legat de sosirea popoarelor ariene din anul 1500 înainte de Hristos, într-un proces care a durat câteva secole. Au adus schimbări profunde în societatea locală, în special sub aspectul religios și cultural,
emergând încă într-un stadiu embrionar ceea ce avea să fie viitoarea religie vedă. Hinduismul și budismul și-au rădăcinile în această transformare și azi limba folosită de ei, sanscrita, e folosită ca limbă liturgică în rândul brahmanilor care recită poezii și imnuri din antichitate datând de la indo-arieni. Fundamentul principal al acestei religii au fost și sunt vedele, cele mai vechi texte din India care adună tradiții orale străvechi în sanscrită pentru a forma o bază canonică din 4 colecții de versuri care tratează diferite probleme, precum normele rituale pentru sărbători și sacrificii, fapte din mitologia hindusă și dezbateri filozofice și morale. Analogia care poate fi observată cu evangheliile creștine e curioasă. Pentru a fi mai ușor de citit, diferiții brahmane au scris o serie de comentarii sau brahmana cu clarificări în proză pentru a înțelege mai bine doctrina pe care vedele vor să o transmită. Această clasă preoțească a rezervat transmiterea cunoștințelor divine, rezervată familiilor lor, care au moștenit dreptul privilegiat de a le interpreta și recita înaintea restului comunității, generație după generație. Ritualul a stat la baza religiei vedice, deoarece permitea controlul și manipularea forțelor cosmosului, prevenirea evenimentelor nedorite și favorizarea intereselor comunității. Se impunea o mare specializare, deci nu oricine le putea îndeplini, favorizând o ierarhie internă a clasei preoțești conform funcțiilor fiecărui specialist ritualic. Baza puterilor economice era că pentru a-și îndeplini aceste sarcini, reclamantul trebuia să plătească fiecărui preot participant la ritual, astfel că tributele reprezentau o sursă de bogăție considerabilă. Cea mai caracteristică trăsătură a acestei religii a fost politeismul ei complicat. Au fost zeificate aspecte specifice ale ritualurilor și zeilor legați de natură, deși a existat o tendință de a se concentra asupra unui anumit zeu Agni, reprezentarea focului, deoarece acesta este punctul cheie al diferitelor ritualuri brahmanice. Ritualizarea excesivă și dominarea morală a societății de către brahmani corupți și în declin au fost interpretate ca originea apariției unor religii precum budismul și jainismul din secolul al V-lea înainte de Hristos. Impactul influențelor venite din lumile contemporane ale perșilor și elenilor a fost considerabil, iar consolidarea unui stat tolerant și sponsor al budismului, precum Imperiul Maurya al lui Ashoka, a făcut loc unei revoluții religioase a unei familii și a unei comunități către o concepție mai universalistă, precum și radical individuală, depășind cu siguranță cadrul vedic. Conglomeratul religios s-a extins pe tot teritoriul, apărând zeci de școli și doctrine de tot felul. Secole mai târziu, odată cu sosirea ulterioară a islamului din Occident, Evul Mediu a început în India. Budismul e un concept pur european, inventat la începutul contactului cu lumea asiatică. Occidentalii au văzut o legătură majoră în figura lui Siddhartha Gautama, cel mai cunoscut sub numele său post-iluminism, Buddha. Mesajul și predicarea sa au fost elemente comune pentru o serie de culte diverse existente pe tot continentul asiatic, din Asia Centrală până în Japonia. Dar majoritatea avea o structură unitară. Diversitatea doctrinară în budism e destul de largă. De la școli care mizează pe natura umană a lui Buddha și negarea zeilor, până la cele care divinizează figura întemeietorului și observă un univers spiritual plin de entități și forțe divine, diferențe care ar putea să ne vorbească despre o serie de religii budiste mai degrabă decât despre o singură religie. Originea sa datează din secolul al VI-lea înainte de Hristos. În nordul Indiei a avut loc o dezvoltare foarte asemănătoare cu cea a creștinismului, o altă religie misionară și expansivă cu multiple diferențe interne în doctrina sa. Gautama, inițial membru al casei războinice născut într-un regat nepalez, e acceptat ca principală figură istorică care, căutând înțelepciunea morală și sfârșitul suferinței prin echilibru intern, a ajuns să obțină iluminarea sau nirvana, pentru care a primit epitetul de cel trezit Buddha. El a propovăduit această cale până când a format comunitatea monahală nucleară a budismului, din care aveau să iasă generații de misionari care să răspândească aceste învățături în diferite colțuri ale lumii. O mișcare inovatoare și revoluționară pentru timpul și societatea sa, ea s-a confruntat direct cu teologia vedică tradițională, redefinind concepte precum karma,
și ciclul de viață al tranzițiilor și renașterilor sufletului, din care a creat doctrina celor patru adevăruri. Aceasta se bazează pe suferință, dorință, suprimarea acesteia prin meditație și scopul final, iluminarea, în care se atinge adevărul și karma e definitiv dizolvată. Totul era concentrat pe acea idee, sfârșitul suferinței, într-o realitate nedreaptă, simplitatea dogmelor ridicate de Buddha a fost cheia succesului său în fața complexității vedelor. S-a răspândit cu ușurință și fiecare grup și-a dezvoltat propriile caracteristici din această bază, dând naștere la crezuri disparate. Au fost secte minoritare până la domnia lui Ashoka, primul unificator al subcontinentului care a protejat budismul la nivel de stat, căutând reguli de conduită și un sistem etic care să cuprindă toți supușii săi. Budismul a cunoscut o creștere în domenii precum simbolismul, arhitectura și iconografia, iar propovăduirea sponsorizată de Ashoka a dus la misiuni budiste de succes în afara Indiei, ajungând în locuri precum Sri Lanka, China, Mongolia, Japonia și Indochina. Formele sincretice ale religiilor locale și ale budismului s-au înmulțit dând naștere unui orizont religios-cultural panasiatic. Deși a fost și este încă o religie mai minoritară decât budismul însuși pe teritoriul indian, jainismul a fost în mod tradițional legat de clasele comerciale și artizanale, motiv pentru care a fost un grup prosper concentrat în jumătatea de vest a Indiei. Întemeierea sa e atribuită în mod tradițional lui Mahavira, la mijlocul primului mileniu înainte de Hristos. În același context cu budismul, asemenea lui Buddha, el a făcut parte din casta războinicilor, a reformat formulările religioase de origine vedă pentru a pune capăt rigidității doctrinare a brahmanilor și în cele din urmă a obținut nirvana la moartea sa. Dar, spre deosebire de budism, jainismul s-a caracterizat prin slăbiciunea sa misionară, rămânând doar în anumite zone ale Indiei datorită puternicei sale componente individualiste, ascetice și respingerii lumii greu de adaptat la culturile externe și alte regiuni. Principalele obstacole în calea expansiunii sale au fost persecuțiile musulmane, competiția puternică dintre masele populare a doctrinelor hinduse, precum vișnuismul și Shivaismul și împărțirea sa internă în Svetambara sau cei îmbrăcați în alb cu o doctrină flexibilă și Digambara sau rigoriștii goi asceți. În ciuda acestor neajunsuri și amenințări, jainii au continuat să existe până în prezent cu o anumită entitate în societatea indiană. E încă obișnuit azi să vezi pe jain goi meditând în mijlocul străzii în unele orașe din India. Ei cred în principal în eternitatea lumii fără niciun principiu primordial, deci nu există zei, ceea ce întărește ideea de a fi un crez antivedic. Și totul e alcătuit din ființe pământești cu suflete care trebuie respectate. Din cauza acestei lipse de divinități, închinarea e dedicată oamenilor sfinți, exemple morale ale indivizilor care ajung la nirvana. Jainismul poate fi considerat mai mult ca o filozofie și un mod de practică de viață, pentru a atinge perfecțiunea și trezirea decât o religie în sine, preferând dezvoltarea internă și individuală prin renunțarea la lumea pământească, respingerea oricărui tip de violență și practica veganismului strict din respect pentru practic orice ființă vie. Toate aceste idei au avut influențe puternice asupra unor figuri importante din istoria Indiei, precum Mahatma Gandhi sau împăratul Akbar. Sosirea islamului în India. Religia vedică a cunoscut un proces de deritualizare datorită influenței noilor mișcări religioase. Acest lucru e vizibil în noile producții literare care se scriu, construind povești mitologice și epice, precum Mahabharata sau Ramayana, și texte religioase post-vedice, precum Codul Manu, de natură juridico-religioasă, care au stabilit noi reguli pentru a continua guvernând societatea conform dharmei. Ambele au format un nou punct de referință conceptual pentru hinduși adaptat noilor curente, în același timp în care sistemul de caste a fost întărit și a menținut primatul moral al castelor superioare. Au fost stabilite diferențe estetice cu precedenta, întrucât în timp ce în perioada vedică imaginile erau foarte rare, iar templele modeste, hinduismul se remarcă prin arhitectura sa religioasă monumentală, o iconografie largă a divinităților și eroilor și realizarea de diagrame sub formă de mandale, reprezentări grafice ale cosmosului.
În acest fel, o religie înainte elitistă și detașată de clasele inferioare a devenit accesibilă maselor populare. În această perioadă de diversitate și toleranță religioasă, iruperea islamului în regiune în timpul secolului al VIII-lea după Hristos a avut un impact care a dat naștere unei noi mentalități venite dinspre vest. Această ciocnire culturală și religioasă a dus la apariția ulterioară a unor forme unice de sincretism, predicate de guru și oameni sfinți cu succes mai mare sau mai mic, precum sikhismul sau Dini Ilahi, o religie de stat concepută de împăratul mogul Akbar. Monoteismul radical al suniților nouveniți a adus schimbări și la nivel social. Egalitatea juridică în ochii lui Allah, care a predominat în jurisprudența islamică, a dus la abolirea sistemului de caste, dar, în ciuda acestui fapt, hinduismul și religiile locale au supraviețuit ani de dominație, în special în locurile cu acces dificil și au fost chiar participanți activi la stăpânirea musulmană a unor împărați mughal, care le-a asigurat supraviețuirea până în timpurile moderne. De la moartea lui Mahomed, islamul, cu o capacitate de expansiune notorie, s-a răspândit necontrolat în Africa, Asia și părți ale Europei. Deși au existat încercări anterioare timide care s-au limitat la malurile râului Indus, în secolul al XII-lea sub steagul califatului Abbasid, triburile turcice islamizate au pătruns în câmpia gangetică și au ridicat sultanatul Delhi după ani de raiduri și război. Deși expansiunea politică a islamului pe tot subcontinentul a început de la această bază, dinastiile conducătoare ale sultanatului au eșuat succesiv în numeroase conflicte pentru putere între clanurile care formau noua elită. După aproape jumătate de mileniu de instabilitate și conducători scurți, dominația musulmană din India a luat sfârșit odată cu înființarea Imperiului Mughal hegemonic, care a folosit Delhi însăși ca baza puterii sale. Majoritatea conducătorii triburilor pastorale din Asia Centrală, au intrat treptat în subcontinent sub presiunea mongolilor din regiunea lor de origine. Ei au preluat cu ușurință o putere fragilă și s-au angajat doar în jefuirea sistematică a orașelor indiene, nereușind astfel să stabilească o bază puternică pentru o autoritate monarhică durabilă și unificatoare. Puțin din populația locală s-au convertit la această nouă religie și în mod normal, trădările interne și atacurile din partea regatelor hinduse s-au succedat, punând capăt realizărilor acestor cuceritori efemeri. Babur, o căpetenie turco-mongolă descendentă din Tamerlan, a pus mâna pe sultanatul Delhi în 1526 și a stabilit un centru consistent de putere militară și politică bazat pe structura politică a Persiei vecine, întemeind astfel cu mare succes dinastia Mughal. Veneau aproape 300 de ani de dominație a uneia dintre cele mai mari imperii din istorie. Religii minoritare din India, oamenii cărții, Ahle Kitab în hindustani, Ahl al-Kitab în arabă, este numele prin care sunt cunoscuți adepții religiilor tradiției abrahamice din perspectiva musulmană. Multe religii au intrat și au plecat în această considerație, cum ar fi Jaina, care nu a urmat cu adevărat această tradiție, în timp ce majoritatea Dhimmi, cum sunt cunoscuți acești credincioși apropiați de islam, se apropie de principiile monoteiste cu religii organizate în clerici ierarhici care acordă importanță cărților sacre centrale ale adevărului divin revelat. Sikhii alcătuiesc majoritatea locuitorilor din Punjab, unde au ajuns să stabilească un regat independent înainte de cucerirea britanică. A fost fondată de Guru Nanak la începutul secolului al XVI-lea, un membru al casei războinice care a călătorit prin Orientul Mijlociu. Dintre toate influențele pe care le-a luat în acea călătorie, el a încercat să sintetizeze aspecte islamice și hinduse, propovăduind o religie monoteistă. Nanak a rupt sistemul de caste și a căutat adevărul divin prin serviciul comunitar și dezvoltarea personală, fără a utiliza imagini sau mitologie suplimentare. Scopul final este de a depăși egoismul prin aceste principii, ajungând la eliberarea în moarte. Nanak a pus astfel capăt inegalităților tradiționale hinduse printr-un egalitarism asemănător celui islamist.
Toleranța față de această comunitate din partea autorităților musulmane a permis dezvoltarea inițială a acestei religii în nordul Indiei, căpătând puterea cu care a reușit să rămână intactă până în prezent. Războinicii Sikh erau foarte apreciați și britanicii i-au integrat în trupele lor coloniale. Se spune că sunt capabili să învingă armate de 10 ori mai mari decât ale lor. Și azi sunt foarte solicitați pentru sarcini care necesită luptă corp la corp, cum ar fi pasnici și poliția specializată. În India există și o importantă comunitate Parsi. Perși care urmează Mazda, Zoroastrismul, e o religie antică centrată în jurul principalului său reformator, Zoroastru sau Zarathustra, și a zeității principale, Ahura Mazda, cu originile sale în Persia antică. Momentul său de cea mai mare splendoare datează din vremea vechilor imperii iraniene, care au precedat invaziile islamice, unde a avut un rol central în lumea spirituală a persanilor. Există puține informații despre această religie înainte de reforma zoroastriană, dar pare a fi comună unei tradiții care se extinde la popoarele indo-europene, care au locuit în zona Iranului și Asiei Centrale, fiind înrudite cu lumea vedică. În sfârșit, această analiză generală nu poate fi încheiată fără a menționa creștinismul. Deși este cea mai mare religie din lume ca număr de credincioși dintre diferitele biserici și doctrine care le compun, este probabil religia care a avut cea mai mică incidență în istoria Indiei. Creștinismul a ajuns în India în primii săi ani de expansiune, fapt atribuit predicării Sfântului Toma. Astfel, un grup de creștini de rit sirian a apărut în regiunea de sud a Malabarului, care au supraviețuit până la sosirea primului portughez în secolul al XVI-lea, după care au fost integrați în ritul latin al Romei și s-au răspândit în alte regiuni. În ciuda interferenței papale, o altă importantă comunitate indiană independentă de Roma, nestorienii, și-au subliniat propria identitate în detrimentul bisericilor îndepărtate din vest, pentru care continuă să formeze un nucleu de doctrină închisă în unele părți ale subcontinentului. Dar adevărata influență a creștinismului a venit după înființarea Imperiului Mughal. În aceste secole a existat un proiect autentic de evanghelizare, deși foarte mic, de către puterile coloniale, limitat în principal la fabricile comerciale pe care le aveau în zonele de coastă, la ordinul autorităților locale. E de remarcat prezența iezuiților la curtea mogulă, fapt comun multor locuri din Asia, unde au fost chemați pentru cunoștințele lor și pentru posibilitățile comerciale ale lor. Nici dominația britanică nu a schimbat situația, preferând respectul religios înainte de evanghelizarea forțată, așa că atât convertirile cât și incidența creștinismului în India au rămas foarte scăzute până azi. Asta a fost pentru azi, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!